Marcel Ciolacu a anunțat că va merge la biserică în noaptea de înviere, chiar dacă vor fi restricții, iar deplasarea va fi interzisă după ora 22. Președintele PSD a declarat că acesta este un obicei de la care nu se abate încă din copilărie. Marcel Ciolacu, președinte PSD, anunță că va merge la biserică în noapte de înviere, indiferent de restricțiile de circulație care ar putea fi impuse în perioada sărbătorilor de Paște. Acesta a susținut că este vorba despre o decizie personală care nu implică partidul său. El s-a arătat dispus să plătească și o amendă dacă va fi oprit de poliție pentru încălcarea interdicției de circulație după ora 22.